Am avut un foarte bun dialog cu comunitatea științifică, cu onorații și stimații noștri savanți, prin care au fost scoase în evidență problemele cele mai stringente, nu doar ale științei, inovării, cercetării, ci și a societății pe ansamblu, care urmează să le dezbatem împreună, care urmează să le găsim soluții. Și eu sper că în viitorul apropiat, domnul academician, vom găsi un format de dialog permanent cu comunitatea științifică pentru a analiza problemele create, existente la moment, pentru a implica savanții în identificarea soluțiilor și implementarea lor practică. Pe scurt, asta a fost, ca să nu intrăm în dezbateri prea lungi și, din păcate, eu trebuie să mă retrag, fiindcă urmează următoarea întâlnire cu mediul de afaceri, cu patronatele.